găsit, dragi prieteni! Vă invităm astăzi la o agapă în familie și cu asta v-am cam dat niște indicii esențiale despre întâlnirea noastră de astăzi. Povestim despre o serie de conferințe despre familie, inițiate de Fundația Creștină Agape și invitatul său special. Îi avem alături astăzi așadar pe, din partea organizației Fundației Agape, domnul Mihai Coste. Bună ziua. Și invitatul dumneavoastră special, colaborator de nădejde, părintele profesor Stelian Tofană din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Cluj-Napoca. Bine ați venit după o serie de, un maraton de conferințe în care cred că ați fost surprinși în toate felurile de cursul acestui maraton și cred că ați avut și tu puțin timp să vă așezați impresiile și concluziile parțiale. De unde a pornit? E Fundația Creștină Agape, da? Mai corect spus, Organizația Creștină Agape, dar suntem o ONG. Să lămurim la început. Activitatea noastră a debutat pe planul sprijinirii familiei în 2010, când doi prieteni de-ai mei, Ionuț și Liviu, Ionuț Moș, Liviu Baltă, care sunt și președintele și directorul organizației, au avut inițiativa aceasta de a crea un ONG care să sprijine familia. Acum, sigur, noi am creat mai multe proiecte în decursul timpului, am colaborat cu parohii ortodoxe, în special activitatea noastră s-a desfășurat în mediul acesta al bisericii și nu numai. La un moment dat am simțit nevoia de a dezvolta un proiect mai amplu. L-am numit Conferințe pentru Familii și ne-am gândit cu cine să colaborăm. Dar de ce v-ați gândit să ieșiți așa în publicul larg? Pentru că am simțit nevoia aceasta din partea celor cu care lucrasem în activitățile anterioare și pentru că ni s-a solicitat acest lucru. Familiile cu care desfășuram mici grupuri de terapie, să zicem, grupuri de suport mutual, mai corect spus, ne spunea, uite, am vrea niște răspunsuri la niște întrebări mai punctuale. Și am spus, o să găsim omul și o să vedem cum facem să dezvoltăm acest proiect. Aveau nevoie pentru ei înșiși oamenii sau pentru a răspunde altor oameni cu care intrau ei la rândul lor în contact? Cred că amândouă situațiile sunt reale. Să se echipeze și pentru interacțiune exact cu alții. Dar în foarte multe cazuri ne-au spus pentru viața noastră de familie am vrea să știm cum stau lucrurile din perspectivă creștină. De menționat lucrul acesta, toată activitatea noastră am desfășurat-o din perspectivă creștină, atât eu cât și colegii mei fiind absolvenți ai Facultății de Teologie. Și, sigur, neconcepând să prezentăm altfel problema familiei decât din perspectiva aceasta creștină. Așa am ajuns la gândul acesta al organizării conferințelor pentru familii la Cluj-Napoca. Am avut o mică analiză în cadrul organizației, ne-am gândit la persoane care ar fi potrivite și numele la care ne-am oprit a fost cel al părintelui profesor Stelian Tofană, care ne-a fost profesor și nouă. Îmi place anii cum continuă, cum trece exact timpul și cum aduce surprize plăcute și continuă relații. Da, practic în urmă cu 10 ani eu eram student, colegii mei cu puțin mai puțini ani în urmă, să spunem, așa, și gândul nostru s-a îndreptat spre dânsul din mai multe motive, atât pentru faptul că l-am receptat ca și un cadru universitar documentat, accesibil ca și limbaj, ca și expunere, cât și pentru faptul că dânsul a avut anterior mai multe proiecte desfășurate în parteneriat cu media clujană și nu numai, care au fost bine receptate de public, au plăcut oamenilor, așa că ne-am gândit să-i propunem o continuare a ceea ce dânsul de fapt inițiase, făcuse până la colaborarea noastră. Și am propus aceste conferințe pentru familii, ne-am bucurat că a acceptat și totodată ne-am bucurat că de la bun început proiectul acesta a primit, să spunem așa, aprobarea Mitropoliei Clujului, sub al cărei patronaj s-au desfășurat întâlnirile. Cum a fost, cât de diferit e să vorbiți publicului larg de ceea ce se întâmplă la catedră în mod zilnic? Nu este mare diferență. Pentru că este vorba de suflet. Eu mă adresez sufletelor. Sigur că în plan didactic, într-un mod abordez subiectele când sunt cu studenții și într-un cu totul alt mod, sigur când sunt în fața oamenilor, când sunt cu publicul larg, care
nu are cunoștințe teologice, temenice, să spunem, la nivelul pe care l-au studenții și nici nu vorbesc la acest nivel, ci la nivelul de percepere a omului simplu. Așadar, sigur că este o mică diferență, dar dacă mă gândesc că am în vedere întotdeauna ce pot să fac pentru suflet, atunci încerc întotdeauna să-i văd pe oameni ca fiind egal din acest punct de vedere. Are nevoie publicul larg și de argumente raționale ca să accepte perspectiva creștină asupra unui subiect? Cu siguranță. Îi spun mereu acest lucru și îl accentuez nu numai la catedră, ci chiar și atunci când este vorba de viața spirituală, când sunt în planul, să spunem așa, la activității spirituale, liturgice. Spun mereu, noi trebuie să fondăm credința noastră pe argumente. Nu avem întotdeauna și pentru toate aspectele credinței argumente raționale. Dar întotdeauna trebuie să căutăm ceea ce este logic în credința noastră. Să știți că credința are logica ei. Ea nu este în afara logicii. Mi-amintesc acum episodul umbrelului lui Petru pe apă. Când am vorbit despre acest episod, am amintit două tablouri. Și fiecărui tablou i-am pus un titlu. Și am spus, primul tablou, pașii credinței, și al doilea tablou, pașii rațiunii. Petru iese din corabie, merge pe apă ca pe uscat, pentru că pășea cu pașii credinței. Ce însemna aceasta? Că era lipsit de logică toată acțiunea lui Petru, că nu avea un raționament? Nu. Era logica credinței, pentru că dincolo de legile obișnuite după care se desfășoară acest univers, el se desfășoară și după alte legi pe care nu le putem percepe. Și când în acest sistem de legi după care funcționează acest univers, pătrundem cu această forță a credinței, care nu canulează raționamentele, ci că numai le dă o altă logică, atunci putem să le depășim. Așa se petrec minunile. Sau în acest cadru de referință uman se petrec minunile. Și apoi când Petru a pășit cu pașii rațiunii, s-a scufundat. De ce? Pentru că pentru el era atunci logic, sau el intrase într-o altă logică, aceea a mersului obișnuit, al legilor după care se desfășoară existența, cum să pășesc pe apă ca pe uscat. Și în acest cadru de logică s-a afundat, pentru că era logic să fie. În această era lume, rațional. Univers, da. Cu legile lui? De aceea eu spun mereu, trebuie să ne verificăm credința noastră, trebuie să avem argumente, trebuie să o încadrăm într-o logică, dar să nu înțelegem că singura logică este cea a rațiunii umane atât de limitată. Rațiunea umană, mă gândesc acum și la capacitatea pe care o folosim, capacitatea creierului redusă pe care o folosim, cum am putea să înțelegem atât de mult și să ne explicăm totul când nici măcar creierul nostru nu funcționează la capacitate maximă? Trebuie să facem eforturi mereu. Deci, cel puțin în planul credinței trebuie să facem eforturi de a pătrunde dincolo, sigur, de tot ceea ce ni se pare nouă logic și rațional, în sensul că există și o altă logică și o altă rațiune dincolo de ceea ce noi numim logică și rațiune umană. Și atunci, sigur că vom reuși să depășim și obstacole care nu pot fi depășite, repet, potrivit unei rațiuni umane, și greutăți care nu pot fi depășite, atunci, repet, se petrec minunile. Și minunea este parte din viața noastră. Minunea nu este un fapt miraculos. Numai. Minunea este un amestec de putere dumnezească și putere omenească care se întrepătrund și pentru cei care nu cred produc miraculosul, iar pentru cei care cred produc obișnuit. Adică în relație cu Dumnezeu, pentru el totul este obișnuit. Să vedem ce a fost miraculos și ce a fost obișnuit în inițiativa pe care ați avut-o împreună. Dacă v-ați așteptat la ceea ce a urmat, dar cum au aflat oamenii pentru că pentru oameni a fost seria de conferințe, cum ați făcut să ajungă la cât mai multă lume informația că vor urma 4 conferințe despre familie? Și altele după, pentru că proiectul nostru continuă.
Sigur, noi ne-am străduit să facem totul cât mai profesional ca și organizație și am folosit internetul, am folosit afișe, am folosit flyere, mesaje prin SMS, anunțuri la biserici, tot ce a fost posibil ca și tehnică și accesibil nouă, am folosit pentru ca să promovăm această serie de conferințe. Cel mai de impact, după analizele noastre, au fost afișele. La fiecare conferință, exceptând probabil prima, am avut aproximativ 400 de afișe în tot orașul Cluj-Napoca. La prima, mi se pare, au fost 300. Toate aceste afișe se pare că au avut un impact destul de mare. Analiza noastră spune, pe baza chestionarilor care le-am primit la ieșirea din sală de la cei care au participat, spune că undeva la 25% dintre participanți au aflat despre noi prin afișe. Dar dincolo de asta, cred că a fost o nevoie. O nevoie pe care noi ne-am pliat. Că până la urmă, orice produs care, eu știu, îl aduci în societate, nu? Se vinde sau nu se vinde în funcție de măsura în care se pliază pe nevoia oamenilor. Oamenii au avut nevoia aceasta, familiile, și nu numai familiile, chiar tinerii. Să știți că au fost foarte, foarte mulți tineri care, concluzionez eu, au avut nevoia de a afla informații despre familia creștină. Familia tradițional creștină, că de fapt ăsta a fost scopul conferinței, o spunem de fiecare dată, noi ne străduim să promovăm valorile familiei tradițional creștine în societate. Și sigur, alături de nevoia aceasta oamenilor care noi am regăsit-o, probabil unii dintre ei au venit pentru că efectiv au avut un caz de divorț în familie și n-au știut cum să procedeze. Apropo de ultima conferință, de exemplu, chiar mi-amintesc o persoană care ne-a sunat și ne-a rugat frumos dacă se poate să filmeze conferința și să o aibă puțin mai repede decât data în care noi o să postăm oricum pe internet înregistrarea conferinței și așa mai departe. Deci, iarăși nevoi din familiile noastre care i-au împins pe unii și pe alții înspre aceste conferințe desfășurate la Casa de Cultură a Studenților. Apropo de nevoi, ați permis oamenilor și să pună întrebări. Absolut. Și ați avut întotdeauna încă un invitat. Aproape întotdeauna. Prima conferință, putem să spunem că a fost susținută exclusiv de Părintele Profesor. După și s-a care, numit Societatea de Astăzi, o lume fără familie. De fapt semnul a fost întrebării. Semnul întrebării. De fapt, a fost un titlu programatic, putem să spunem, pentru toată această serie de conferințe. Trebuie să spun că ideea a aparținut Părintelui Profesor și anume aceea de a provoca societatea de astăzi, să medităm serios la problema familiei, care, iată, nu mai e așa de simplă. Se pune problema dizolvării familiei. Voiam deja să întreb, ați tot pomenit familia creștină, familia tradițional creștină, așa încât mi se pare firesc să întreb, dar care alta e sau cum, ce altă opțiune? Vedeți, în legislația de astăzi chiar se încearcă impunerea conceptului de uniune consensuală, de parteneriat, nu știu de care, și așa mai departe. Familie de probă. Familie de probă. Trăim într-o societate în care adevărul este, și o constatăm toți prin mass media și nu numai, că se încearcă înlocuirea familiei, sau cel puțin înlocuirea familiei tradițional creștine cu un alt tip de familie. Și dacă se poate, să nu mai avem nimic, niciun fel de instituție care să unească doi tineri și pur și simplu viața să se desfășoare așa, voia soarte, cum s-ar spune. Ei, noi ne-am încăpăținat să spunem că nu e posibil așa ceva din perspectiva bisericii, din perspectiva creștină, trebuie să susținem familia cu tiparul acesta al nostru. Mă întreb dacă argumentul ăsta o fi suficient pentru lumea largă care nu e neapărat credincioasă, faptul că noi nu vrem, noi nu suntem de acord cu ei sunt, poate, și atunci... Și e dreptul lor. Și e dreptul lor și atunci au ceva de pierdut sau are societatea ceva realmente de pierdut adoptând un alt tip de familie decât cea creștină. Sigur că noi am pornit de la argumente logice în abordarea acestui subiect și la prima conferință eu am prezentat câteva variante de așa zise familii în societatea de astăzi. O parte le-a amintit și colegul Mihai, altele sigur au fost dezvoltate acolo. Societatea are enorm de mult de pierdut. De pe urma faptului de a înlocui familia cu surogate de familie. Familia creștină. Familia pe care Dumnezeu a instituit-o.
și care s-a perpetuat în istorie prin vrerea și protecția lui Dumnezeu pentru și pronea lui Dumnezeu arătată familiei de-a lungul timpului. Primul lucru pe care l-am accentuat este, a fost acesta. O societate care nu este clădită pe familia creștină, pe legătură dintre un bărbat și o femeie, care legătură să fie binecuvântată apoi de copii care perpetuează specia umană, se prăbușește. Societatea de azi n-a nicio șansă să continue, să existe, fără a fi la baza ei o familie creștină sănătoasă și morală, deci și spiritual, și rațional, și din toate punctele, și material chiar. Deci și material. Și atunci noi am accentuat acest lucru și îl accentuăm în continuare. Vedeți? E foarte logic. O societate care nu este întemeiată pe familia creștină se prăbușește după un timp. Pentru că nu are cine să-i promoveze valorile mai departe. Deci o societate se încheie. De aceea, societatea de astăzi are nevoie mai mult ca oricând de familia creștină. Este adevărat că am accentuat acest lucru în prima conferință. Societatea de astăzi, ultraconsumistă, ultratehnicizată, ultraglobalizată, ca să spunem așa, că până acum se vorbea de o societate globalizată. Ei, să știți că se vorbește acum de o societate ultraglobalizată, de o societate ultra-secularizată, nu secularizată. Ei, acest tip de societate, marcat de aceste caracteristici, de aceste atribute, n-are nicio șansă să supraviețuiască, repet, dacă la baza ei nu este familia creștină și nu numai că să existe familia creștină la baza ei, să fie susținută familia creștină, mai departe. Ne vom prăbuși cu toții într-un nonsens al existenței noastre. Dar această societate, caracterizată în acest fel, sigur că sunt și alte atribute care pot fi aplicate, dar caracterizată în acest fel, nu prea are nevoie de familie. Are nevoie de surogate de familie. De ce? Pentru că o societate ultra-tehnicizată în care omul este robot sau este perceput ca un robot sau e nevoie de el folosit mai mult în funcțiunea lui de robot, nu are nevoie de mamă, de tată, nu are nevoie de mamă care să stea 8 ore la serviciu, sau 9 ore, să zic, și să fie așteptată de pruncul ei acasă, să meargă în parc, tata la fel, să știe că după ore de serviciu, el trebuie să meargă acasă, că îl așteaptă copilașul, să-l plimbe, să meargă în parc, să se joace cu el. Nu, societatea are nevoie de omul robot care să lucreze non-stop. Manipulabil ușor. Da, manipulabil ușor, dar care să lucreze non-stop. Și dacă mâine el nu mai poate să lucreze, nu semnează nimic altceva, înlocuim un robot cu alt robot. În momentul în care îl vom concepe pe om așa, repet, nu avem nicio șansă să ființăm mai departe într-un sens al existenței, existență asistată, să spunem, de Dumnezeu, în care suntem ocrotiți de Dumnezeu, suntem ajutați, suntem, să spunem așa, luați în planul lui de desăvârșire a lumii. Poate că un prim pas pentru unii ar fi să descopere eficiența, sănătatea acestui model de familie până să-l descopere pe însuși Dumnezeu care a creat tiparul acesta. Cu siguranță și acest lucru am avut în vedere, dar aș vrea să mă întorc la o idee foarte importantă pe care ați accentuat-o înainte în întrebare și în răspuns. Și anume, ideea, dacă societatea de azi are nevoie de astfel de teme, de astfel de subiecte să fie abordate, sau societatea de astăzi vine la aceste conferințe, se spune mai mult din spectacol, pentru că și spectacol are un rol. Și să știți că eu am făcut o experiență acum. Și oarecum cei de la GAP poate nu și-au dat seama imediat. Nici măcar. Deși în faza de început, de pregătirea ultimei conferințe, am avut în vedere tiparul inițial. Și ce experiență am făcut? Am avut invitat pe Paula Sibin, care este un nume.
Și sala a fost arhiplină. Și încă o dată am mai spus acest lucru, o spun și acum, nu este ușor să aduni 1000 de oameni în casă de cultură a studenților. 1000 de oameni nu înseamnă nici 3 oameni, nici 10 oameni, nici 100, nici 200, nici 300. Sunt totuși 1000 de oameni. Casa de cultură a studenților nu este umplută de oricine. Sau nu poate fi umplută de oricine. Bun. Foarte multă lume a fost prezentă și mulți au spus, da, o parte a venit pentru conferință, o parte pentru Paula Selling, etc. Și atunci au vrut să verific acest lucru. A fost și pentru mine o interogație. Lumea asta vine dacă avem un invitat special de nume sau lumea asta vine pentru conferințele, pentru temele acestea care o provoacă. Păi și oamenii îl urmau pe Iisus și pentru minuni. Da. Și atunci, uitați ce am făcut. Inițial a fost vorba să-l invităm pe Tudor Gheorghe. Era cât pe cei pe punctul să-l invităm, s-a întâmplat ceva, dar ceva ce ne-a ajutat, de fapt, să ajungem la această concluzie. Și mare a fost surpriza când, fără un invitat, un artist, un nume, sala a fost arhiplină, la fel de plină ca și la conferința cu Paula Zeli. Și atunci a fost pentru mine o probă, pentru organizația GAPE, pentru noi toți, pentru cine vine lumea asta. Știți pentru cine vine lumea asta la astfel de conferință? Nici pentru mine măcar. Și pentru aceste subiecte care sunt arzătoare, care afectează societatea de astăzi, afectează familia, afectează mentalul, afectează sufletul omului. Și vă dau un exemplu, că mulți au spus că, sigur, părinte profesor, vine și lumea pentru dumneavoastră, vă cunoaște și așa mai departe. Uitați care este exemplu. Dacă eu apun un afiș acum, noi punem un afiș cu același vorbitor, adică e vorba de mine, și punem pe afiș despre credință. Eu vă asigur că o să fie în sală 100, 200, 300. Dar dacă punem pe afiș, să zic, titlul, nu e nevoie de credință în societatea de azi. Vine o sală întreagă. Deci ce înseamnă asta? Că titlul, adică atrage, provoacă. Da. Subiectul conferinței provoacă. Cu același vorbitor, cu mine. O să fie 200 de oameni sau o să fie 1000 de oameni. Va trebui să facem experimentul. Da. Dovadă că lumea este interesată de problemele acute cu care societatea de astăzi este confruntată, nu interesată atât de persoană, de vorbitor, de conferențiar, de artist. În primul rând de subiect, că probabil exact. Și de vorbitor și de artist, dar în ordinea esențelor. Da. Avem un rol. Apropo de subiecte acute, cele patru conferințe am vorbit puțin, pentru că și despre prima am vorbit puțin, nu putem intra în această întâlnire în atâtea detalii și argumente pe care le-ați avut, dar ați spus că vor fi cu toate pe internet. Celelalte subiecte acute au fost, ne spuneți... Homosexualitate, ce ne spune Biblia pe data de 22 ianuarie. De fapt, să începem cu prima, care a fost pe 20 noiembrie 2014. Despre care puțin am vorbit. Societatea de astăzi, o lume fără familie. După aceea a urmat conferința de pe 22 ianuarie, homosexualitate, ce ne spune Biblia. Apoi pe 18 martie am avut avortul, ce ne spune Biblia. Iar acum în cursul lunii mai, 13 mai, am încheiat, să zicem, această primă parte din proiectul nostru cu conferința Divorțul, ce ne spune Biblia. Unde ați avut cel mai mare număr de participanți și unde ați avut cele mai vii reacții, pozitive sau negative, sau și? Sigur că ei știu cel mai bine, pentru că iau datele statistice. Eu zic că la toate conferințele sala a fost arhiplină. Deci toate conferințele au fost frecventate de public care au umplut la refuz toate sălile. Adică deci nu are rost să facem un top al numărului de participanți. Dar acum sigur i-ar putea să... Ei cred că au statistica exactă. Mai interesant ar fi să vedem reacțiile. Ce fel de reacții au... Adică au fost, se știe deja, și reacții pozitive și reacții negative. Și cum le-ați făcut față?
Înainte să ne spună părintele profesor mai multe despre reacții, aș vrea să doar pe scurt să... Pe scurt, fiindcă chiar nu mai avem mult timp, din păcate, va trebui să ne mai întâlnim. Am avut în jur la 3100 de persoane unice care au participat, ceea ce înseamnă că ei mai au revenit. Cel mai mulți, 1000 de persoane am avut la conferința despre avort, probabil cel mai de interes subiect, și poate și invitata noastră, Paula Seling, a contribuit într-o anumită măsură la lucrul acesta. Și conferințele acestea, sigur, se găsesc pe internet. E suficient să căutați Tofan, conferință, familie, cele trei deci cuvinte, și acolo le veți găsi pe internet. Reacțiile negative, pentru că cele pozitive le-ați pus bine la suflet și vă prind bine. Știți cum? Reacțiile sunt reacții. Și în spatele lor sunt atâtea motive care le-au generat. Eu nu prea mă uit la reacții, în special la reacții negative, dar pentru mine un lucru este important, că cele pozitive au fost infinit mai multe și reacțiile negative, sigur că au fost numai pe ideea de ce aceste conferințe, societatea de azi nu interesată de astfel de conferințe, nu au fost... Biserica Biblia nu aduce un punct de vedere care nu mai corespunde, am înțeles eu din ce am reușit să citesc, unei societăți civilizate și înaintate cum e cea în care da, trăim. Da, eu v-aș propune ca acest subiect să-l abordăm, dacă spațiul dumneavoastră vă permite, într-o altă întâlnire, pentru că am multe de spus în acest sens. Și extrem vreți de provocatoare. Să-i certați? Poftim? Vreți să-i certați pe cei care au venit cu proteste și care nu sunt de acord? Nu, aș vrea să spun ce ne așteaptă, să ce timp trăim vis-a-vis de Biblie și de modul în care societatea de astăzi percepe Biblia. Vreau să spun că trăim într-un timp în care toți creștinii trebuie să strângem rândurile. Nu mai cred că trăim timpul confesional. După mine, cred că trăim un timp misionar și de promovare a valorilor creștine și a Evangheliei lui Iisus, care nu poate să fie promovată, Evanghelia lui Iisus, doar la nivel confesional, ci la nivel global creștin, ținând cont de ceea ce se petrece astăzi în lumea noastră. De aceea v-aș propune, v-aș recomanda o emisiune aparte vis-a-vis de locul Bibliei în societatea de astăzi și pornind de la aceste conferințe, să vedeți ce au generat aceste conferințe, ce pot genera și unde se situează omul, publicul care a participat la ele vis-a-vis de ceea ce a auzit acolo. Publicul se împarte, de fapt, și în cei care au primit și au fost încântați, dar și în grupuri care au înțeles că aceste principii de viață sunt anacronice. Da, sunt depășite, e adevărat. Așa au înțeles ei din ceea ce ați spus. Din reacții, da. Tocmai că nu sunt depășite, tocmai că Biblia nu este anacronică și nu va fi niciodată anacronică, pentru că este cuvântul vieții. Viața niciodată nu poate să fie caracterizată printr-un trecut, printr-un prezent sau printr-un viitor, ci numai într-un veșnic prezent. Sigur că există diferite forme și tipare de viață, dar viața luată în ontologia ei este unică. Și desprinsă de sursa ei, care este Dumnezeu, ea nu mai este viață. Și tocmai de aceea socotesc că lucrurile acestea ar trebui abordate mai mult în și chiar aceasta îmi propun în viitor, probabil în cadrul organizației Agape, să trecem pe un alt ciclu de teme, și anume teme legate de bioetică cu care societatea de astăzi se confruntă. De altfel, în facultatea noastră, începând din toamnă, mi s-a cerut să reluăm aceste conferințe ținute în cadrul organizației Agape, cu, de fiecare dată, cu un invitat lângă mine și cu întrebări din partea studenților. Mult mai mult dialog în acest sens. Asta spune enorm de mult despre modul în care au fost percepute aceste subiecte. Cum vedeți eficiența acestor eforturi, acestor inițiative, într-un context mai larg în care
în care, să zicem, Irlanda a votat căsătoriile între persoane de același sex în condițiile în care sunt atâtea atacuri teroriste și creștinii persecutați. Care e eficiența acestor eforturi? Exact asta vă spuneam înainte. Pentru mine, hotărârea Irlandei a fost o mare surpriză. E o țară catolică, o țară în care știm ce a însemnat apărarea credinței, nu? Prin luptele și războaiele care au fost acolo. Și pentru mine a fost o surpriză mare că o țară catolică a putut să ajungă la un astfel de rezultat. Pe de o parte. Pe de altă parte, ținând cont de ceea ce se petrece și în Orientul apropiat și nu numai, în Egipt, în Africa, vis-a-vis de soarta creștinilor, asta este ceea ce vă spuneam înainte. Strânse rândurile creștinii. Evanghelia nu mai poate fi propovăduită confesional, iar identitatea creștină nu mai poate fi apărată confesional. Identitatea creștină este una singură. De aceea, cred că toate eforturile trebuie canalizate spre a aduce Evanghelia în centrul lumii. Spre a aduce pe Iisus Hristos în centrul lumii. Am scris un articol în acest sens, spre centralitatea, adică centralitatea Evangheliei trebuie să fie efortul nostru comun al tuturor. Care îți spune în final de tot, de data asta, că ar fi cel mai încurajator cuvânt al Mântuitorului pentru inițiativa asta misionară a credincioșilor, dar misionară și în grupul restrâns în care trăim, nu neapărat la capătul lumii? Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Pentru că în spatele tuturor acestor acțiuni stă și foarte multă teamă și foarte multă rezervă. E nevoie de curaj, dar curajul nu îl poți primi decât dacă crezi în ceea ce a spus Iisus. Îndrăsniți, eu am biruit lumea. Doar cu El se biruie orice.